Mâine seară va avea loc ultimul party din casa Mireasa, petrecerea burlăcilor. Ia zi, Andreea, tu aștepți animatorii de la petrecerea burlăciței? Sunt prima care îi aștept, îți dai seama. Să știi că eu o să-i fac introducerea lui Bogdan către domnișoare și le voi spune la domnișoare că Bogdan are cea mai geloasă nevastă din toată casa. El n-are nicio nevastă, n-are... Așa, da, e o casă să le atâți un pic, știi? Să le dau foc. Eu cred că vrei tu să-l bași pe Bogdan la înaintare, dar de fapt să te duci tu prin spatele lui. Îți dai seama, nu... Nu, dai seama că vreau să... Da, te ia, vin și te iau, gen, să danseze pe tine, tu ai văzut vreodată? Normal. Eu mă leg de calorifer. Mă leg singur. Păi de aia se leagă, să nu poate să fugă. Se bagă sub canapea Liviu. Sub masă se bagă. Deci eu stau aici, că mi-e frică. Da scaunele la o parte și vă băga sub masă amândoi și după aia trage scaunele înapoi. Eu aș fi vrut să fiu măsărea la capricii ca să-și citească doamna Nicoleta în horoscop cum să te îmbrăți sâmbătă. Adică cum să te îmbrăți sâmbătă ca să mai apuci ziua de vineri măritată. Așa poți să fii și tu, picoloșa, luat de vreuna. Dar nu pot să fiu luat de Doamne, iartă-mă, păi dacă îl ia, doar nu-i nebun să nu stea acolo, doar nu fugi de ea. Stă și discută, dar e foarte important ce discuți și cât de permis ești. Nu discut, ce să discut? Dar ce, mut să nu vorbească? Da, alea vin, păi alea vin și se... Alea vin și să aia pe tine, să freacă de tine. Ioana, alea vin să mă... Nu mai vorbiți așa, măi, serios acum. Nu, eu vreau să am o atitudine... Cum o să mă comport eu? Așa am pretenția să se comporte și femeia de lângă mine. Dar nu poți să ai așteptarea asta. Ba da? Ba nu. Eu am așteptări. Ce oferte să primească? Tu trebuie să te comporți aici exact așa cum te comporți când te duci cu prietenii tăi afară și nu ești filmat. Iubire, fie să mă compor cum mă compor cu prietenii mei afară. Păi da, atunci n-aveai gagică. Asta e. Va mai avea și gagici, dar nu mă interesa, da. Problema e alta. Acum depinde totul de voi, nu trebuie să fiți geloși sau... Având o relație stabilă, o căsnicie, nu mai e ca și cum sunt singur. Eu când ies singur în oraș, să zicem, o să ies vreodată singur în oraș sau invers, ia o să ies, trebuie să ai un statut foarte... Încredere. Lasă-mă, trebuie să ai un statut foarte rezervat, rece și distant față de ispite. Adică nu trebuie să lași loc niciodată de bruziua. Ascultă-mă, eu o să iau exact ca psihologia inversă. Deci de Bogdan o să zic că are cea mai geloasă nevastă din casă și de mine o să zic că sunt singur. În felul ăsta nu o să vină nimeni la mine și toate o să se vor duce la Bogdan. Simplu. Și tu ce o să zici? Eu nu le dau vrăjeală, le spun vă rog frumos. Nu mă zăpăciți de cap, eu în 6 zile mă căsătoresc. De voi m-am săturat, lăsați-mă. Vă rog frumos, nu... Da, uitați voi să băgați mie pe dracu în casă, că n-am nevoie de dracu în casă. Foarte urât. Pe diavolul. Vă rog frumos, prefăceți-vă că nu sunt aici. Eu mă duc când fac niște cartofi la airfryer, îmi prăjesc creveți. Dar și dacă nu ți-e foame, dar n-ai voie. N-ai voie să faci așa ce Liviu. Nu o să-l batic, dar stau aici, nu mă uit, nu dansez, nu mă... Asta e altceva, dar... Îl zâmbesc, nu stau să văd pe una care de la mine să... Există. Și parcă te văd și pe tine și pe ăsta-l-altul. Da! Nu. A, dacă eram singur, cine știe? Dacă eram singur, era pe pod. Dar nu. Eu și Marius, nu. Eu nu. Vedem luni. Eu nu-s de aici, eu nu. Eu nu-s de aici. Iubirea mea, știi cum o să fiu eu? Ai văzut cum sunt pisicile când bagă lăbuța în apă? Ai văzut de face așa? Cu le bagi în apă soare așa? Așa o să fiu și eu. Să vezi cum vine alea ce vine. Hai să simulăm. Hai să vedem ce faci în momentul în care vine. Hai și tu. Eu nu fac de astea, mă. Lasă-mă în pace cu... Da, ses. Hei. Se vine alea așa. Sari și sus, sari! Mă duc la țigare, îmi spune, mă duc! Oh, frumosule, hai bine aici! Sunt usurat! Hai bine, nu lăsăm! Hai că... Până vineri, cine știe ce-o mai fi? Și acum faceți dacă vin ei la ele? Fata o să pună scaune și eu da, să o să pună scaune și vă face striptease. Păi de ce? Eu nu vreau niciun striptease, eu mor de râs acolo dacă vine unul de la lângă mine. Păi, dar trebuie să stai. Și eu trebuie să stau, nu? Nu, tu nu trebuie să stai, că ție nu-ți așează, nu mă nouă. Fetele, nu? Tu stai. Păi și eu ce fac? Nu așa.
Așa. Uite, mă, nevastă, mă, reacționează bine. Ia iubirea mea, că m-ai făcut curios. Ia vină puțin. Ia vină, stai acolo. Uite, ți-a piciorul așa. Îți ia piciorul și te ridică aici și faci așa la. Bă, dar tu ai fost cumva stripper, Marius, că măcare mișcările. Nu-i Marius, să mă feri. Iubirea, ce faci în timpul liber? Ai rămas bucată că te miști tu prea bine, nu că... Da, eu am rămas bucată că ce faci? E, de noi sta și eu, uite așa. Da, zi, Marius, deci, ai fost vreodată... Am fost, și vă spun ce am fost. Am fost stai. Bântuit și o să încep să vorbesc cu păpușile. O să mă joc cu mașinunțele, o să mă dau cu capul de perete, o să știu eu plăușez. Hai că revenim la discuția asta, pentru că ne așteaptă colegii mei de la Observator. Mihaela și Florin sunt pregătiți să ne spună ce vedem peste doar câteva minute la Observator 5. Bună ziua! Bun găsit, Simona! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată câteva dintre subiectele cu care vă așteptăm la Observator 5 despre tine. Reporterii noștri sunt pregătiți cu toate informațiile de care aveți nevoie. Dacă nu ați trimis din timp scrisorile pentru Moș Crăciun, cadourile anul acesta ar putea veni cu întârziere. Doar de Black Friday a mai fost așa haos pentru firmele de curierat care nu mai fac față comenzilor. Este și motivul pentru care aceste ajutoare ale moșului de ocazie au inventat chiar măsuri de compensare pentru întârzieri. Alin Stan ne va spune mai multe despre acest fenomen imediat. Tehnicile de vânzare au ajuns la un nivel de sofisticare inimaginabil și cred că e cea mai bună perioadă să vorbim de acest lucru. De exemplu, fundalul muzical din magazine are un impact direct asupra ce și cât cumpărăm. Iulia Pop ne introduce în această lume plină de secrete de marketing ca să nu ne mai trezim, fredonând, e drept, cu coșul plin de lucruri de care nu avem nevoie la casă. În Jurnal Totul. Nisorile de la început de decembrie au adus cu ele mult optimism apropo de acest sezon de iarnă pentru hotelierii de la munte. De exemplu, în Poiana Brașov aveți nevoie de cel mai mare noroc ca să mai găsiți acum o rezervare. Claudiu Loghin ne spune în ce stadiu sunt pregătirile pentru sărbători în stațiune în câteva momente. Și ca totul să fie perfect de sărbători la munte și nu numai, avem nevoie și de o vreme rece, dar mai ales de zăpadă. Ce vești ne dau meteorologii cu privire la săptămâna Crăciunului și a Revelionului? Aflăm de la Ioana Scălătescu și tot ea ne va spune cum se anunță vremea în acest weekend, un weekend de pregătiri pentru Crăciun. Dar despre toate acestea o să vorbim pe larg la Observator 5 despre tine. Mulțumim, Simona, vă așteptăm pe toți în doar câteva minute alături de noi. Mulțumesc și eu, ne uităm la voi la Observator 5. Bun, acum... Am fost multe lucruri la asta, dar stripper nu. Nu? Dar dansator? Nici dansator, contracost nu... A, doar așa, gratis. Poate așa, o dată să mă... Nu, nimic serios. Bine, nu, acum... Vă dați seama că de-a lungul sezoanelor am prins multe petreceri ale burlacilor. Și am remarcat o chestie. Cu cât ești mai scorțos și mai nefiresc în treaba asta, cu atât e mai rău. Adică sfatul meu este să vă simțiți bine. Asta ne însemnând să vă ridicați fustele în cap. Mă rog, e valabil, știți voi semnificația expresiei. Pentru că or să fie nenumărate situații în viața voastră de cuplu când o să ieșiți la petreceri fără partener. Și poate ziceți acum, ha, nu există. Ba da, există. Firmele în general au petreceri, de exemplu, de Crăciun, că toți suntem în perioada asta și n-ai voie să vii cu partenerul, că este o petrecere strict pentru angajați. Nu vii tu cu iubitul sau cu iubita. Și asta nu înseamnă că te duci acolo și îți faci de cap. Da? Deci, purtați-vă natural. Nu puneți... ce ai spus? Cine nu se duce? Cine nu se duce? Glumesc. A făcut o glumă. Nu e nimic serios. Vreau să vă rog să nu-i puneți într-o situație aiurea nici pe cei care vor veni invitați în casa Mireasa. E vorba despre dansatori și dansatoare, că nu sunt și cântăreți și cântărețe, că nu aducem stripper sau mai știu eu ce. Sunt oameni care dansează. Acum...
fiți niște gazde bune, așa cum o să fiți și voi la voi acasă. Repet, nu puneți pe nimeni nicio situație, că nu vine nimeni să vă compromit aici. Că dacă vă compromiteți, vă compromiteți singur, nu trebuie să vină cineva să vă ajute, da?